În ajunul sărbătorilor de iarnă, copiii de la școlile internat și din familiile social vulnerabile au avut parte de o adevărată poveste. Fundația Orange Moldova, în colaborare cu Teatrul de Operă și Balet, le-au dăruit copiilor un spectacol de operă inedit. Este vorba de un proiect social pe care l-am lansat anul acesta în colaborare cu Fundația Orange și cu Asociația Vatra, prin care încercăm să mediatizăm cele mai importante valori naționale și universale. Și soliștii care vor evolua în spectacolul ăsta sunt soliștii tineri a Teatrului de Operă și Balet, care vor să aducă mai multă bucurie, mai multă dragoste și lumină în sufletul acestor copii care au nevoie de dragoste, așa cum au nevoie de dragoste fiecare copil. Bucure ochiul atunci când vezi aceste lume setoase de frumos, o lume care vine la un spectacol polivalent, unde sunt îmbinate toate genurile de arte. Copleșiți de emoții, elevii școlii numărul 7 pentru copii cu deficiențe de intelect au mulțumit din suflet Fundației Orange pentru cadoul de Crăciun. Pentru tot ce faceți bine, pentru grijă către mine, mulțumim, ne închinăm, sănătate vă urăm. E așa o zi frumoasă, așteptăm de mult în casă. Bunul Domn ne-a întâlnit, Orange, Vatra, bine ați venit! Îi mulțumesc foarte mult pentru concerturi, pentru această frumoasă zi care ne-o dăruiești, îi mulțumesc din suflet. Ori de câte ori se începe anul școlar, cât și luna decembrie, luna cadourilor, ne bucură cu foarte multe surprize. Iată și în ziua de astăzi suntem absolut toată școala și toți copiii, toți pedagogii și părinții sunt toți astăzi aici. Beneficiarii proiectului au rămas impresionați de cele văzute, mai ales că majoritatea dintre ei au avut ocazia pentru prima dată în viață să urmărească un asemenea spectacol. Ce cel mai mult ți-a plăcut? Muzică. Interesant. V-a plăcut? Da, interesant. Ce v-a impresionat cel mai mult? Absolut tot. Îmi place, îndeobște îmi place opera și balet. Și acum tot este interesant. Veniți des la operă? Nu des, dacă n-am ocazia vin, cu cea mai mare plăcere. Până acum n-am mai fost niciodată. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Cum cu sergenții, limba lor în care vorbesc. Mi-a plăcut costumația, cum ei dansau, soldați mi-a plăcut. Părinții și profesorii au salutat inițiativa Fundației Orange de a-i apropia pe copii de valorile culturale prin intermediul unor asemenea proiecte. Cu cine ați venit astăzi? Cu copiii. Și cum copiii au rămas impresionați? Da, le place. Mă rog, care mai mici mai obosesc, dar cei mai mari sunt impresionați. Copiii, în primul rând, văd o lume nouă. Încă în permanență sunt în perimetru școlii internat. În al doilea rând, copiii aud și un grai mai elevat decât cel care îl aud ei pe teritoriul internatului. Adică este o comunicare